Constantin Stere, fiul lui Gheorghe Stere, s-a născut în 1865 la Cerepcău, după alte date la Horodiște, județul Soroca. Părinții lui erau boieri de viță veche, care își trăgeau bârșie de prin părțile botoșanilor. Primele cunoștințe de carte le-a căpătat de la o persoană particulară în satul natal, apoi la Chișinău, cu un pastor german al Bisericii Luterane. După 2 ani este primit la Liceul Nobleței, unde învață până în 1884. Încă în perioada școlară este atras de mișcarea revoluționară narodnicistă. În preajma examenilor este arestat și, după o detențiune de lungă durată, este condamnat la deportare în Siberia pentru 3 ani. Împreună cu alți revoluționari, editează și difuzează un ziar clandestin, fapt pentru care a mai căpătat 3 ani de detenție. Se întoarce în Basarabia în 1892. Stă mult aici. Într-o noapte de noiembrie trece ilegal Prutul spre a ajunge la Iași. Înscris la Facultatea de Drept a Universității din Iași, devine cel mai strălucit student, susținând cu succes în 1897 teza de licență ce tratează personalitatea în drept. Mai târziu a afirmat că această teză a fost scrisă încă în Siberia, în limba rusă. Studiile liceale la Chișinău și le făcuse în limba rusă, iar la Iași numai a definitivat-o. A fost profesor de drept, iar mai târziu rector al aceluiași așezământ de cultură. În 1906, împreună cu Carabet Ibrăileanu, fondează renumita revistă literară Viața Românească, în paginile căreia publică numeroase studii, eseuri literare și una din primele lucrări artistice, povestirea În voia valorilor. În timpul Primului Război Mondial, militează pentru aderarea României la forțele Germaniei și Italiei. Se presupune că ar fi avut un calcul personal de a se răzbuna pentru suferințele ce i-a cauzat autocrația țaristă. Aceasta însă i-a periclitat cariera politică. Mulți îl numeau trădător, șantajându-l ani la rând pe nedrept ca germanofil. În 1918 i-a ales președinte al Sfatului Țării, care la 27 martie ia decizia unirii Basarabiei cu România. După război, se intensifică starea de conflict cu partidele politice. Persecuțiile permanente îl fac să tindă cât mai mult spre autoizolare. Stabilindu-se în casa celei de-a doua soții, la Bucov, o localitate din preajma Ploieștilor, Constantin Stere scrie într-un termen record din 1931 până în 1936 8 volume ale romanului autobiografic În preajma Revoluției. Printre manuscrise s-au păstrat schițe ale unui nou volum de roman, în care eroul central își găsește sfârșitul după 1918. Moartea, survenită la 27 iunie 1936, nu i-a îngăduit să încheie calea zbuciumată a eroului său Ion Răutu. Bună ziua, stimați telespectatori! Vă zic că aș fi vrut să începem astăzi cu o parabolă anumită. Să ne închipuim un țăran care are o gospodărie de rău de bine pusă la punct, dar care funcționează, are casă, are beci, are o gradă, are toate cele. Sigur că ceva i-ar mai trebui pentru a putea el ieși în lume, a fi gospodar, dar oricum, e mulțumit parcă cu ceea ce are. Și la un moment dat se află el că dincolo de gard mai este o livadă extraordinar de frumoasă, cu copaci, cu livezi, cu flori, cu viță de vie. Și acea ogradă, acea livadă frumoasă dincolo de ograda lui, tot lui îi aparține. El nu are decât să smulgă gardul acela și să unească acele două livezi. Ei, omul acela, vă închipuiți câtă bucurie pe capul lui, el strezește oarecum la o viață nouă, la un viitor nou. Din nou poate a reșezat totul. Cam în aceeași situație ne aflăm noi astăzi ca stat și ca cultură atunci când începem a-l descoperi pe un mare scriitor, un mare savant și o mare personalitate care se numește Constantin Stere și care cu siguranță că ne aparține nouă. Dar din anumite motive, din anumite considerente, el a fost după un anumit gard, oarecum acolo închis. Mi-aduc aminte de o frază a unui critic din România, foarte frumoasă, spusă cu alt prilej, dar suna cam așa. Când jurul
scriitorului Cutare stăruie o liniște de ani de zile nedorită de nimeni, dar explicabil în felul ei. Uite, tocmai acesta este cazul lui Constantin Stere. Un mare cercetător român, decedat, din păcate, Zigu Ornea, ne-a lăsat două volume enorme care se numesc Viața lui Constantin Stere. Sperăm cu ajutorul Academiei în această toamnă, când vom sărbători, adică vom începe a sărbători peste câteva săptămâni, pentru că se împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Constantin Stere, care s-a născut în Horodește. Se păstrează certificatul lui de naștere și pentru a schița măcar în două, trei cuvinte această personalitate, vreau să citesc un capitol pe care îl aduce Zigu Ornea, o viață întreagă, a adunat două volume enorme despre Constantin Stere. Și el povestește în felul următor, că vreo șase căruți, vreo șase trăsuri merg spre Soroca. Trecând prin moșiile conului Iorgu Stere, adică a boierului Stere. La un moment dat, zici, când urcau trăsurile la deal, cei care au trăit mai mult și ori pe lumea asta știu că atunci când trăsurile urcă la deal, pentru a le fi mai ușor cailor, mulți se dau jos și caii urcă așa mai ușor el cu trăsura. Ei s-au dat jos și caii urcă încolo la deal. Ei au rămas subțin în urmă și deodată Stere cu un cineva a rămas și vede câmpurile cele, la un moment dat, sunt tăiate, așa numite, împătrate, felii, împărțite, care semănat, care arat, care pus cu ceva. Și deodată, văzând el acest tablou a unei moșii ciopărțite, tăiate, așa, în hectare, în felii, el, plin de emoții, zice, s-a aruncat asupra acestor moșii și a prins a plânge cu hohote de fericire. Și stai și te gândești, cum adică, domnule, el, fiul unui mare boier, vede pământurile tatălui său tăiate bucăți, împărțite țăranilor și plânge de fericire. Pe ce chestie plânge el? Că lui tatăl său i-au tăiat grădinile și le-au dat altora, ce e la mijloc? Uite, la mijloc, domnilor, este marele cetățean al nostru Constantin Stere, care a fost un narodnic, cum era pe atunci în Rusia. A fost un revoluționar, fără îndoială. A fost un luptător aprig pentru interesele celor sărmani și decăzuți. A fost un mare politician, foarte mult discutat, foarte mult controversat, pentru că era o figură uriașă, enormă, dar veșnic nu ajungea la noi. În niciun fel nu putea ajunge, pentru că atâta vreme cât eram în Uniunea Sovietică, ne spunea că ăsta Stere este marele ăla trădător care a dus pe farfurii Basarabia și le-a dat-o românilor, ce nu știm noi, e președintele sfatului țării, ce discutăm despre Stere. Însuși, în Rusia se spunea, decât și un predachel, un na iughi predal vse dvijenie narodnicescăi în Odese, că a trădat toată mișcarea narodnică din Odesa și din sudul Rusiei. În România se spunea, păi ăsta este ursul ăla, mă, ursul ăla din Siberia, care toată viața n-a putut scăpa de accentul lui rusesc și a venit aici să ne facă politică și să ne învețe minte. Uite, o figură enormă, foarte talentată, cu șapte volume de literatură extraordinar de interesantă, o figură fantastică, care nici de cum nu putea ajunge și nu se putea încetățeni, nu putea prinde rădăcini în propria lui țară, acolo unde, în definitiv, el ar trebui să fie. Uite acum, datorită anumitor împrejurări, datorită că de rău, de bine, ne putem astăzi permite a rupe gardul celălalt și a zis și, domnule, uite, este grădina noastră care se întregește astăzi. Și eu cred că cu sărbătorirea acestui jubileu, cu hotărârea guvernului, noi deschidem o cale nouă pentru cititorul nostru, pentru cetățeanul nostru, pentru demnitatea noastră națională. Și în această ordine de idei, mă bucur foarte mult, suntem la această masă, dați-mi voi să vă prezint domnul profesor de la București, Ion Rotarul, specialist, autorul unei enorme munci de ani de zile în 8 volume, care se numește O istorie a literaturii române, decanul Facultății Juridice a Universității din Chișinău și președintele Uniunii Juriștilor din Moldova, domnul Gheorghe Vornic,
Și vă să zic că domnul Haralan Picorbu, academicianul, și vă să zic că un mare specialist care ani de zile lucrează în pregătirea unui volum dedicat mare personalități a lui Constantin Stere. Și noi credem că în continuare dumnealui ne va evoca personalitatea în întregime, domnul Gheorghe Vornic ne va povesti impresiile sale despre muncă și meritele specialistului și juristului de mare talie, cum era domnul Stere. Și dumneata vă zică despre cum s-a înrădăcinat, pentru că de rău de bine, cu toate că scrie domnul Ornea că Stere a fost și rămâne o pată pe conștiința culturii și poporului român, cu toate acestea, totuși dumneavoastră ați adăpostit aceste volume și această epopee și în măsura posibilităților ați însușit-o. Îmi dați voie să vă... Ziua Ornea are un pic de partipri. El ține mult prea tare partea lui Gherea. Adică a fost al lui Stere? Nu. El, Zigu Ornea, ține partea lui Gherea. Așa. Și din acest punct de vedere are oarecare rețineri față de colosala personalitate care este Constantin Stere. Asta pentru că Gherea, Solomon Katz, la origine, era un consanguin, ca să zic așa, un connațional al lui Ornea, timp ce Stere este român 100%, cum a spus și dumneavoastră. Am citit Stere de la un cap la altul. A fost o lectură acaparatoare, senzațională pentru mine. L-am citit, l-am învățat despre el când am ascultat cursurile despre poporanism. Știam relațiile lui cu Ibrăileanu, mi s-a spus totul acolo. Când a venit el din Siberia și trecând pe acasă, a tranzitat Prutul, a ajuns la Iași, a luat contact cu mișcarea poporanistă, cu Ibrăileanu, în primul rând, care, mă rog, ținea partea țărărimii, cum știți foarte bine, ideologia lui literară, care Ibrăileanu s-a speriat de cultura extraordinară pe care o avea acest basarabean, venit din Siberia. O personalitate puternică. S-a lăsat și el barbă, numai decât că știți că Ibrăileanu poartă barbă în portretele care le cunoaștem. Nu purta barbă până atunci, dar din cauza lui Stere, care purta o barbă falnică, mare, tânăr fiind și el, e cuvenească. Și-a lăsat și Ibrăileanu barbă. Îl uimea cultura foarte mare în domeniul german. Era un germanofil, era cunoscător al literaturii germane, al filozofiei germane și un militant, cum ați binevoie să spuneți, narodnic. Și imediat a scris, cum să știi, în eveniment, în viața românească, în contemporanul, ce este poporanismul. El l-a definit într-un anumit fel. Pentru că în cele din urmă s-a adere la liberalism. Unii au spus că este comuniști, că este trădarea generoșilor. A făcut parte, dar între generoși a intrat și Gherea, a intrat și Ibrăileanu, mai mulți. El a susținut cu Condeiu viața românească, cu articole de doctrină sau cu interpretări. Amintirii de călătorii și chiar și Nardeal, buzunarul a susținut. Buzunarul, da, că era un om bogat. A cunoscut pe Octavian Goga, a călătorit în Transilvania, a scris un excepțional studiu, eseu, despre poezia lui Goga, care mergea la suflet. A scris un alt studiu foarte important despre semnările călătorii mele a lui Dinicu Golescu. Mai mult, a călătorit în Germania, în Ungaria, în Elveția, pe urmele cu cartea lui Dinicu Golescu în mână, urmărind pas cu pas până și Pinacoteca din Viena, cu tablourile pe care le-a văzut bătrânul Boier de altă dată la începutul secolului XIX.
Steiner a dat aceste lucrări și s-a dovedit a fi un om de o cultură cu totul ieșită din comun. Uimea pe români. Românii prin Steiner au cunoscut Rusia, dacă vreți. De atunci s-a început să se citească marii clasici ruși ai secolului al XIX-lea, adică Tolstoi, Turgenev, Gogol, Dostoevski, nu în rusește, de cei mai mulți, ci în franțuzește sau în nemțește, unde erau traduși, dar au luat un contact masiv prin el și prin Gherea, fiindcă nu se cunoșteau. Prin Steiner, în primul rând, și Steiner a fost unul din stâlpii vieții românești, dar în același timp și om politic. Domnule Avornic, trecând la legislație, vă zic că ce impresie ți-a lăsat dumitale, vă zic că așa, cunoștințele la care am ajuns, noi cu toții de-abia intrăm în grădina aceea, noi încă n-am trecut-o, noi încă nu știm cu adevărat ce avem noi acolo. Maestre, în primul rând îmi permiteți să mă salut și eu cu telespectatorii. Pentru mine este o cinste, o onoare să mă aflu în mediul acesta. N-am să pun la îndoială că ar fi o rușine că Constantin Steiner a fost un mare scriitor, un mare politic, dar eu aș vrea să spun în același timp că el a fost și un mare jurist. Cu regret, foarte puțini cine cunoaște opera în ceea ce privește aspectul juridic al diferitor probleme. Eu am câte ceva scrise în domeniul acesta, dar pentru prima dată să știți că am aflat despre Constantin Steiner, că el este jurist, în 1994, aflându-mă la un stagiu la Universitatea Alexandru Ion Cuza la Iași. Acolo am încins o prietenie deosebită cu marele profesor, Dumnezeu să-l odihnească, Gheorghe Lupu. El îmi spune: Gheorghe, mă, tu știi cine a fost Steiner? Tu l-ai citit pe Steiner? Spre rușinea mea am spus că nu. Abia atunci, pentru prima dată, am primit aceste lucrări pe care le-am studiat pe parcurs, iar mai apoi am să mă mai destănu și am să mai deschid un secret, că am primit cadou cel de la dumneavoastră, cele două volume, Viața lui Constantin Steiner, care, cum s-a exprimat de un profesor, Rotaru, le-am citit dintr-o răsuflare, chiar le-am citit când mi-erau interesante. Deseori eu zic că e imposibil să fii om politic fără ca să fii și jurist. Constantin Steiner a fost de profesie jurist. El s-a înscris revenind din Siberia, fiindcă, ce înseamnă, el a stat mult la pușcărie, cred eu, fiindcă tot surghiunul acesta nu este altceva decât o pușcărie. Chiar fiind transferat dintr-o colonie în alta, dintr-o pușcărie în alta, asta tot este pușcărie. Nu mai vorbesc de acum când era politician și a fost iarăși pentru o anumită vreme arestat. Fiindcă el totdeauna, după mine, el se afla în opoziție, chiar dacă erau în majoritate la guvernare. El totdeauna se opunea. Avea un Lenin. Zic Ornea foarte frumos în aceste două volume scrie despre el că era un orator deosebit. Da. Prin aceasta el și-a cucerit și auditoriul studențesc. El avea o stimă și un respect deosebit la Universitatea Alexandru Ion Cuza ca profesor. El a devenit mult mai târziu profesor universitar. Despre asta îmi vorbea și Gheorghe Lupu și Genoveva Vrabii, cu mai mulți am discutat la ea și aflându-mă acolo o perioadă mai lungă de timp, mi-au spus că a fost profesor. În anii de studenție noi n-am citit absolut nimic, n-am studiat nimic din opera lui Constantin Steiner, n-am studiat de-am fiind chiar și profesor, vă spun pentru prima dată, dar el a fost un mare constituționalist. Începând cu teza lui de licență, care se numea Strategia, el are niște lucruri extraordinare în domeniul dreptului. Mult mai târziu el scrie o operă doctrinară, dacă nu mă greșesc, se numește Social-Democratismul și Poporanismul, în care dezvoltă niște probleme constituționale deosebite, unde vorbește despre regimuri politice, unde vorbește despre forma de stat, unde vorbește niște momente foarte importante din domeniul dreptului constituțional, care nimeni nu le cunoaște. Din păcate, eu vorbesc de ceea ce se află la noi. Poate cineva în mod particular, dar în programele studii, în biblioteca noastră, nu avem aceste lucruri. Cred eu că pe parcursul anilor, într-o colaborare foarte bună cu Facultatea de Drept de la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași, noi avem niște relații bune. Acum chiar am discutat recent
Și mă gândesc că am să fac o vizită la, îl cunosc personal pe domnul decan de acolo și poate o să primim ceva din lucrările lui Constantin Sterice, ce ține de domeniul dreptului. Eu am scris undeva un lucru care sunt fier convins că am dreptate, că cum nu ne-am străduit noi să spunem că politica este aparte sau dacă ești un politic și este de parte de drept, nu este corect. Dreptul întotdeauna e legat de politică. Fiind politician, el avea posibilitate să se expună la aspectele juridice a tuturor problemelor care erau adoptate în legislație. Fiind în Parlament, el avea posibilitate să se expună, să aducă la cunoștință și celorlalți care nu erau de profesie juriști. Ce înseamnă o lege, care este scopul, cum este modul de adoptare și multe, multe lucruri care el o făcea în cursurile sale de drept constituțional. Am citit tot în presa vremii, că am citit și eu că au zis Oarne cândva, că dacă era numai, cum să spun, om politic propriu-zis și economist, dacă sunt drept constituțional, avocat sau în sfârșit jurist, dacă Iorga ar fi ținut seama de ceea ce arăta Stere în materie de finanțe și economie, n-am fi intrat în criza aia grozavă, de sub guvernarea partidului iorghist, când Iorga a intrat într-o capcană, n-a fost să stare să plătească salariile, un an și jumătate, ceva. Vrem, nu vrem, dar dreptul constituțional studiază și acest aspect. Acolo el studiază bazele orânduirii de stat, unde este inclus nu numai sistemul politic, dar este inclus și sistemul economic. Vrei, nu vrei, trebuie să cunoști latura aceasta economică. El prevedea criza internațională și prevedea dezastrul care va fi dacă... Eu aș vrea să mai, doar o clipă, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă mai expun. Eu am avut o discuție, fiindcă eu mă consider și avocat, cel puțin, așa mă cred eu, nu știu cum ce cred alții de mine, dar în discuții cu profesorul Lupu la Iași, zică, Gheorghe, uite, eu seamăn foarte mult cu profesorul Steric, cu rectorul, el a fost și rector la universitatea, a fost de câteva ori demis din funcția de rector și el spune, că el a fost avocat. Dar niciodată nu s-a manifestat și el n-a fost adevărat avocat. Știi de ce? Fiindcă era foarte bun la suflet și el totdeauna presta servicii gratis, ceea ce pentru profesia de avocat nu este chiar binevenit, fiindcă nu primești un salariu de la stat sau din altă parte decât de la clienții pe care îi deservești. Și dacă de fiecare dată acorzi asistență juridică fără plată, sigur că tu ca avocat nu te mai poți menține. El, într-adevăr, a fost o personalitate și ca economist, spune tot Zig Oarne, acolo mi-a plăcut grozav că făceau conducta asta de gaz pentru București, de la Ploiești trecea gazul, dar conducta asta trecea prin Moșie, cei de la Bucov, și i-au cerut, vă zic, câți bani le cere el ca să poată trece prin Moșia lui. Și el, foarte deștept, a spus că nu-mi plătești nimic, cu condiția că mă voi folosi de gaz atât cât am nevoie. Așa a spus, bravo, domnule, poftim, cât îi trebuie unui boier? Au semnat totul. Și atunci el a făcut niște serii fantastice, unde anul împrejur creșteau flori, creșteau legume, le ducea la București, le ducea înapoi. A făcut o chestiune, și acolo, în seriile cele, scrie Oarne, așa dictat el aceste volume. Domnule, trebuie să ai intuiția asta a unui mare geniu, să-ți dai seama că cuțitele cele, în loc de a lua o jumătate de birou să-i cheltui, el a semnat o hârtiuță și a făcut o grădină de iarnă unde a încheiat viața și unde a dictat totul. Dar Haralampi, acum ți-a venit rândul și trebuie să îndreptățești tăcerea de ani de zile ocupându-te cu Stere. Stere a fost un politician, a fost un sociolog, a fost un jurist, foarte lucid, foarte argumentat, foarte rigid ca luptător, ca militant politic, s-a manifestat ca o personalitate de o verticalitate excepțională. El nu s-a lăsat cum băteau vânturile, cum se schimbau timpurile, cum se schimbau guvernele. El a avut niște principii fundamentale cărora a rămas toată viața devotat. Și în acest devotament al lui Stere a fost și drama lui.
Pe de o parte, el, acest politician foarte dur, pe de altă parte, el a fost un sentimental, un romantic. Ceea ce spunea domnul academician Druță de grădina de la Bucov. Bucov. Asta în ultima fază a vieții sale. El avea acolo 10 hectare de pământ, unde erau plantații și arbori și arbuști și pomi din diferite culturi ale lumii, inclusiv din Japonia, din Rusia, din Bulgaria, din țările vecine. Adică avea o bogăție extraordinară în acest sens. Dar asta a fost la ultima etapă. Dar el când era la Iași, la Iași a fost, cum a trecut în Prutul în 1992, el s-a aflat aproape tot timpul la Iași. Și el la Iași, la casa de la Sol pe care avea acolo, avea tot un hectar de pământ și tot aceeași, numai într-o dimensiune mai restrânsă, aceeași livadă, aceeași pomi, aceeași flori. Adică aplicațiile lui și legământul lui de frumusețile naturii era unul vital și unul permanent în o componentă a psihologiei lui. Acum vreau să revin la domnul profesor Ion Rotaru, s-a implicat în momente esențiale ale biografiei și personalității lui Constantin Stere. Vreau să remarc, Constantin Stere, vă spun sincer, lucrez câțiva ani, vreo 5 ani lucrez la asta, domnul academician Druț spune când o să ieși odată din treaba asta cu ceva finit, dar Stere e o personalitate atât de complexă și atât de divers comentată că e aproape imposibil să-i găsești o imagine unică care să-i satisfacă pe toți. Fiindcă dacă îi satisfaci pe unii care stau, se bazează pe anumite argumente și izvoare, nu îi satisfaci pe ceilalți. Cum să facem ca să împăcăm aceste... Și asta a fost și în timpul vieții. Uite ce spuneați dumneavoastră de faptul că Stere a rămas la București în 16. Când s-a început, când a intrat România în primul război mondial. Ce s-a întâmplat atunci? Da, Stere era pentru Basarabia și alierea cu germanii asigura realizarea acestui deziderat în care el a crezut toată viața. Antanta și partizanii Antanti sperau la revenirea Ardealului. Bine, s-au împărțit interesele, s-au împărțit taberele, dar el a rămas la București nu numai datorită convingerii lui, el a rămas la București la indicația lui Brătianu, da, da. Care, așa e politica, zicea, câștigă Antanta, noi suntem cu Antanta și suntem la putere. Pierde Antanta și pierdem și noi, câștigă germanii, câștigi tu Stere, dar tu tot omul nostru ești, reprezentantul nostru aici. A fost o convenție, nu? Au trecut ani războiului, s-au început calvarul era început mai dinainte, dar vezi că războiul a fost folosit ca un pretext foarte serios de a-l învinui pe Stere de trădare. Și care e problema? Că Brătianu, care de câteva ori a recunoscut cu jumătate de gură că da, Stere a rămas datorită înțelegerii dintre noi, oficial niciodată nu i-a luat apărarea. Asta e problema. Și atunci Stere, când pentru trădare argheze, pentru trădare slavici, pentru nu știu cine, zică, au făcut ei la Văcărești un an și ceva, dar au ieșit din închisoare,
din pușcărie, cu drepturi de cetățeni de plini, știre care spunea, mă rog, domnilor voastre, intentați-mi dosarul de trădător, puneți-l pe rol, băgați-mă în pușcărie, dacă sunt vinovat, dar nu mă țineți în șahul ăsta. Redați-mi dreptul de cetățean. În șahul ăsta permanent de trădător, fără a fi dovedit. Da. Și atunci, vă zic că aici s-au dovedit lucruri că au avut două fețe, cel puțin. Că Stere, până la moarte, a fost învinuit de trădare, fără să îi se aducă argumentele și dovezile de rigoare. Lucru care l-a umilit toată viața. Ce înseamnă Stere? Stere înseamnă o personalitate de formațiune spirituală, intelectuală, complexă. Și aplicarea unor criterii simpliste la explicarea și formularea fenomenului ca atare e exclus. Dacă venim cu criterii univoce, noi l-am mormântat pe Stere și am mormântat în genere istoria. Stere trebuie studiat, după mine, complex. Stere e de formațiune, el e basarabean. Fiul de moșier din Horodește, Cerepcău. A crescut printre țărani, a făcut studii elementare acasă și nu știu unde. A continuat la Chișinău. La Chișinău, în 84, e arestat pentru cercurile de autoinstruire, fiindcă propaga idei liberale și care nu conveneau, zic, autorităților țariste. 2 ani de zile face pușcărie la Odessa. De la Odessa e dus pe etape până în Siberia și acolo mai face 13, încă 2 ani de zile de exil. Și în cele din urmă se întoarce în 92, prin martie 92, se întoarce în Basarabia. Ce s-a întâmplat cu Stere, acest care, când a intrat la universitate din Iași, în 1893, pe el, târziu, după mulți ani după ce a terminat și universitate, lui se invoca că el a intrat la Universitatea din Iași și n-a avut certificatul, diploma de terminare a liceului. Se putea așa ceva, dar numai într-o atmosferă, cum spune, extraordinar de răutate. Da, să vii, să-i ceri lui Stere, care a fost arestat și dus și întemnițat, să-i ceri diploma că a fost o încălcare, că, deși el a făcut 8 ani de 6 ani de liceu. El terminase liceu, dar n-a dat examenele de bacalaureat. Da. Dar eu revin, vă zic, la asta, că... Dar ce a făcut? În timpul nostru era mai rău. Da. Dar ce vreau să spun, că și asta aici iar s-a manifestat Stere în toată plenitudinea unei personalități enorme. El a plecat cu o torbă mare de cărți, din filozofie, dar din literatură. Dar el trimitea tatăl său tot timpul pachete cu cărți. Da, lui îi trimiteau și la pușcărie, la Odessa, dar el în Siberia, v-a zis că el a plecat cu acest torbă enormă. Și el tot timpul acolo și primea, schimba. Și el a făcut în Siberia, în acești 5 ani de zile, mai mult decât o universitate. El s-a instruit literatura și cultura rusă, o cunoștea la perfecție. Tolstoi și Dostoievski erau personalitățile, v-a zis că. El s-a familiarizat cu cultura occidentală, apuseană, germană, dar și franceză, engleză. El a venit din Siberia, unde a fost la pedeapsă, a venit cu o cultură enormă de talie europeană. Și cu această cultură el a nimerit peste Prut, unde aici s-au simțit niște divergențe, adică nivelul lui Stere și nivelul celor care era înconjurat. Mă ierți o clipă, Iorga spune într-un loc că Brătianu 10 de ani a stors din Stere toate lecturile pe care ăsta le avea. Absolut. Și nu numai el... Era necesar consilier?
cât s-au folosit ei, el, ce a fost? Siri era un fel de consilier al lui Brăteanu și până la Brăteanu a zis celelalte structuri, el a fost legat și de Dobrogeanu Gheorghe. Și al lui Marghiloman în același timp. Cum? Al lui Marghiloman. A, Marghiloman târziu, în 18. Da, când a luat guvernul. Da, dar toți l-au folosit, păi asta e problema, dar când trebuia să spună, măi oameni buni, ia dați să ne scurcăm, ce-i cu acestea? Nimeni n-a ridicat un deget. Au venit cei de la Viața Românească, a venit Mihail Ralea, a venit Topârceanu, care a fost secretar, printre altele, va zic, la Scrierea Romanilor, care le-a dictat. Topârceanu. Dar în viața politică el nu s-a integrat. De ce? Eu îi explic lucrurile în felul următor. Stiere a fost o personalitate care s-a conturat în condiții specifice. El a venit, în primul rând, în baza culturii ruse. El s-a format aici, în mediul ăsta. Pe parcurs s-a instruit și a asimilat cultura occidentală. El era un om, un european, foarte bine instruit și foarte bine dotat. Și în al treilea rând, așa a fost ordinea însușirii acestei culturi, cultura națională. În Basarabia el a fost lipsit de el cu baladele lui Alexandru și Doinele, a făcut cunoștință într-o ediție sumară și el, după ce s-a întors în 1892 în România, atunci s-a așezat pe ce se numea el patria ideală, dar când colo s-a ciocnit și de lucruri, vă zic, care i-au spulberat multe iluzii. Și venind în România, el s-a aprofundat în cultura națională. A ajuns la nivelul culturii celorlalți oameni de frunte. Și a scris și eseuri și lucruri. Și municipiul, orașul Chișinău a contribuit mult la posibilitatea lui autodidactă. Era un centru urban mare, de acord, la periferia Imperiului, unde se presupune că veneau mărimi, veneau cărți, erau biblioteci și liceul. Un liceu, era un liceu. Gimnaziul Nobilimii. Da, da. Dar eu vă zic că continuu. El venind la București în 93, în 92, 1992, în 93 el se înscrie la Universitatea din Iași, în 97 termină universitatea, da. Primește, a zic, dă examen, totul. În 1900 el de acum e profesor la universitate, câțiva ani șeful catedrei de drept constituțional, în 16 devine rectorul universității din 13 până în 16. Adică vă dați seama, el care nu cunoștea nici limba, nu cunoștea cultura, așa s-a creat limba situația. O cunoștea. Și a venit și a intrat în această cultură, în acest mediu și devine rectorul unei universități din cele mai vechi din România. Asta da. Trebuia să fie o personalitate. Trebuia să fii cineva ca să te impui. Da. Și s-a impus. Deci împotriva lui, că era o personalitate atât de enormă, a și fost valul acesta de puternic de opoziție, de diminuare, de reducere. Dacă nu la zero, la cel mai scăzut grad. Și s-a reușit în 30. Era, într-adevăr, domnul Corbu are dreptate, o personalitate complexă, enormă și vreau, oricum rotungind această scurtă prezentare, să spun că noi suntem acum în pragul unui lucru foarte senin și foarte omenesc, de a însuși această grădină în care de-abia intrăm. Noi am venit azi pur și simplu să deschidem porțile acestei noi grădini, unde vom gospodări, da, vă Domnul și noi și copiii noștri. Eu cred că noi avem de gospodărit în această grădină care ni se dăruiește acum 9 ani și ani de zile înainte. Da, da.
Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru această participare și să sperăm că voi sunteți așa darnici, ușori la mână, cum zic rușii, da? Dacă deschidem, o să meargă bine înainte, da? Merge? Merge foarte bine. Mulțumim frumos!